Bună ziua, prietenilor! În acest mondial, după cum vedeți și după cum v-am promis, vreau să vă prezint mașina mea, BMW-ul. Acest BMW 525. Mai ales că foarte lumea mă întreabă ce BMW ai. 525. Uitați, diesel, musețe de mașină, o culoare splendidă. Așa, senzori de parcare față-spate. Comenzi de geamuri spate, comenzi față-spate, oglinzi electrice, comandă stânga-dreapta, blocaj, un motor foarte bine întreținut. Două secunde. Ia uitați-l aici. Motorașul Lunerson, mondialul. Mașina, îi dăm ok, ne asigurăm că e scoasă din viteză. Așa. Mașina, după cum o vedeți, are 265.438 de kilometri reali. 5 trepte de viteză, apăsăm butonul ăsta, iar pe spate se ridică umbrelă. Alo, să ne înțelegem. Climă, dublu climatronic, încălzire în scaune. După cum observați, mi-am luat și ochelarii de vedere pentru că o să dau un test de conducere. Bineînțeles, șuștăr de la ulm. Claudiu. Ioi, talonul. Ne-am urcat la volan. Primul lucru pentru a fi în siguranță, verificăm oglinzile retrovizorii de la uși dreapta-stânga, oglinda din interior retrovizorii, ne punem centura, după ce ne-am așezat scaunul, cum ne place nouă, semnalizăm stânga sau dreapta, depinde în ce parte ieșim, îmi dau cotiera, așa, las una de mână, îmi dau cotiera în față, așa. Mâinile trebuie să stea pe volan. Lăsați figurile. Figurile lăsați-le la o parte. Eu ies acum pe partea stângă. Semnalizez, mă asigur, îi dau a întâia, frumos. Moderez volanul pe carosabilul de ieșire. Plecăm. Motorul trebuie să ai o ureche muzicală când să schimbi treapta de viteză. La câte turații? Înțelegeți? Am uitat, aprindem luminile pentru identificare de la distanță. Domnilor, ca să conduci o mașină, să nu credeți că e ușor. Deci, ai tu controlul volanului, controlul pedalelor, dar controlul vitezei, degeaba crezi că ești posesorul, ne asigurăm și ieșim, posesorul vitezelor pe stradă, a vitezomanilor, tu ești vitezomanilor, nu, domnule, de aia se dă și foarte mulți oameni decedați, auziți? Îi dăm a treia. Eu am ieșit pe un drum de țară unde nu suntem muscă, trag în gura ta, nu suntem în comune. În curbe. Trebuie să știi să intri și să ieși. Am două picioare, să învățați de la mine un stabiliment. Picioarele pe drum drept în oraș trebuie să fie foarte, foarte legere. Dar când ieși afară din localitate, când mergi drum lung, mai ales serpentine, picioarele trebuie să fie tot timpul, unul sprijinit aici și unul sprijinit aici. Deci dacă iei curbă la dreapta, te lași așa. Dacă iei la stânga, sunt mulți care se lasă așa, nu, domnule? Uite, acum vine o curbă la stânga, eu am să intru în curbă,
fiți atenți, încambrez piciorul aici și dau pedală și stau frumos la dreapta. Bine. Înțelegeți? Cambrez piciorul, mă stabilizez pe el. Fiți atenți, curbă. Mă stabilizez pe el. Și atunci tu nu mai ești obligat, pentru că momentul când te-ai lăsat așa sau așa, e greu la revenire. E greu la revenire, e greu, îți pierzi linia dreaptă în față. Mă sperie mașina asta. Mă sperie mașina asta. Foarte, foarte repede sare într-o sută, nici nu vă dați seama. Văd foarte, foarte mulți șoferi care vede de la distanță că vine curbă și până în curba aia, de la distanță de 3, 4, 500 de metri, frânează de cel puțin 3-4 ori. Nu, domnule, nu procedezi așa. Trebuie întotdeauna să apreciezi viteza cu care mergi constantă și distanța. Ui că nu dau eu curbă. Tu înainte de a intra în curbă cu cel puțin 15 metri, uite că îmi vine o curbă, ba nu, e mică și... cu cel puțin 15 metri, piști frâna, lași mașina de bună voie să intre în curbă, opa, o coardă aici, fiți atenți! Bang! Bang! Ia uite-o! Lași mașina să intre ăsta, piști frâna, îi dai treapta inferioară și o accelerezi ca să te scoate din curbă. În curbă și când ai ieșit, o accelerezi. Eu nu pișc! Dar trebuie să fii profesionist. Alo, poliția rutieră, vă rog frumos să nu aveți nimic ca cu mine. Îți spun drum național să închid geam că vâjă acolo la copii și nu mai aude copiii ce spun eu. Eu vreau să învăț copiii, alo. Pe un drum, când pornești la drum lung, nu ai voie să fii nervos la volan. Eu nu m-am băgat cu tațul. La volan trebuie să fii calm. Înțelegeți? Foarte, foarte calm trebuie să fii. Vrei să depășești pe cineva, nu ai voie să-i dai blițuri. Nu ai voie să-l clansonezi. O modalitate foarte elegantă de gentleman, bineînțeles englez, e să semnalizezi. Nu depășești pe partea dreaptă. Te semnalizezi frumos, stai în spatele lui, bineînțeles, respectând distanța, e tata, și aștept să se dea la o parte. Deci, la noi în țară sunt genuri de conducători auto care nu interesează, că am pățit-o și eu de multe ori. Vedeți că te dai jos de la volan, acum nu știi, poate că ați pus mardoi și te șică pe ceași, știi, pe dreptatea ta. Înțelegeți? Dar, dacă nu-i mardoi, îl îndești, înțelegi? Îl îndești, bine de tot, și te dă omul la poliție. Și plătești o groază de bani. Și de mai are și o cameră video omul care a luat-o în freză, cum că l-a n-o respecta regula, cum că l-o și căpăcit, salut popor permis, salut popor. Eu mă simt foarte, foarte, să mor eu dacă nu, foarte, foarte mulțumit de această mașină. Nu-mi consumă mașina. Acum că am forjat-o, mi-arată 7,8 litri la sută. Că am forjat-o, înțelegeți? Nu, uitați. Scurt, a treia. 120! Op! 120! Scurt! Ia ui cum urcă dealul, vine și că coboară. Trebuie să știi să tai o curbă, trebuie să știi să, când să o tai, să ai vizibilitate. Ai în fața ta un dâmb și nu vezi din ce vine, te trezești cu ce? Cu tractorul în bot. Când depășești pe cineva la o viteză mare, iarăși, trebuie să-ți cunoști motorul foarte bine ce poate. Trebuie să știi să apreciezi distanța de ăla care îți vine în față, că tu vrei să-l depășești. Trebuie să știi să apreciezi viteza cu care vine ăla
cu care mere ăsta pe care vrei să-l depășești și cu care mergi tu. Din cauza aceasta s-au întâmplat foarte multe înmormântări în cimitire. Copii tineri, frumoși, care părinților, după ce l-au crescut până la o anumită vârstă, nu au apucat să se bucure de nunta lor, de nepoții lor. Eu, când i-am dat mașina la Lobo, vroia să-mi iei BMW-ul, să-mi-l conducă, nu, că nu vroiam să-i-l dau pentru că, ia uite, vezi, asta-i, asta-i. Am pișcat frâna, am intrat în ea, i-am dat bang, deja au venit și elicopterele, mâncava și Dumnezeu, când au văzut că nersul e pe Formula 1, extraordinar, elicopterele poliției. N-am cum să prind raza în partea aia, numai dacă iau camera jos. Asta, ați văzut? Încă ceva, fiți atenți. Este, uite cum e aici. Bine că, ia uite, poate să vede elicopterul. Este pietriș. Este, ați văzut cum era să mă scotă? Numai trebuie să știi să duci volanul invers. Este pietriș. Fiți foarte atenți când depășiți, când intrați în curbe și vedeți că e pietriș, lăsați-o mole. Lăsați-o mole că vă învârtește mașina pe loc. Deci vă învârtește mașina pe loc. Sunteți pasibil de răsturnare, de alte incidente groaznice. Ia uite ce căței frumos și era să-i calc. Deja mă spuneți voi. Hai, bă, Nelson, cu mașina ta, bă, auziți aici, dacă Nelson vrea să-și iei o mașină mai tânără, că dacă îmi iau tot din clasa BMW-ul iau și îmi iau tot seria 5, înțelegeți? Motor tot de 2.5 sau de 2. Motor de 3 n-am să-i iau pentru că, nu că nu-mi permit, și dacă mi-aș permite, eu n-aș da la stat impozit pentru că am motor de 3 și să plătesc 20 și ceva de milioane. Pe deasupra, că drumurile nu-s bune, doi la mână, scumpește combustibilul fără rușine, înțelegeți? Deci statul ăsta nu merită un cent să-i se plătească impozit. Pentru că e tupeu. E un tupeu foarte mare. De-aia vă spun. Eu mașina asta o întrețin. Ia uite, ăsta unde o parcat mâncața, noi linie continuă. Vai, roade, mi-a Icarul. No. Linie continuă. Înțelegeți? No, o trebuie să fac. No, acum, mai este unul care a venit. Să nu mă amendați numai pe mine. Deci, nu știe să parcheze. Stai, domnule, să o trag cu 4-5 metri mai în față, pentru că spatele meu e linie continuă și nu ai voie. Nu ai voie să depășești. La noi pune românii mașinile unde le tai capul. Bine, că și nu le mai pun câteodată. Și arde-o, vere. Și arde-o, tati. Și dă-i. Hop. 50. Ați văzut ce repede am intrat atunci. Alții le stă valoarea în mașini. Alții le stă valoarea în știu eu ce. E valoarea, primul lucru, stă în familie. Pe locul 2, valoarea îmi stă în tezaur. Eu nu mă dau pe lume când am lanțul meu la gât, inelile mele la mâini, brățările. Voi poate râdeți, ce Nelson Mondialu, mașină din 2002. Ia uite, ăștia ciordiaști sau ce face? A? Nu. Culejele mie. Ăștia culejele mie. Să știți că îmi place, vedeți? Oameni civilizați. Eu am crezut că ciordiaști. Dar ce să ciordiască? Să nu mai ziceți că, doamne Nelson, n-ai centura. Îmi spui tu mie de centură, mă, eu sunt șofer profesionist de 27 de ani.
lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah,